Să căutăm fotbal în acest meci, propun alături de Gabi Bind, Ion Mitescu, Remus Răureanu. Cred că va fi o aventură interesantă. Cea mai scurtă analiză. Da. Să vedem unde s-a ascuns fotbal. Dar de ce, în primul rând? Că asta, iată, ăsta este clasamentul în momentul de față. Clasamentul e foarte important. Cu, sigur, aceste 7 puncte care au rămas între FCSB și Rapid. Numai că, atenție, FCSB, eu cred că ei s-au gândit în perspectivă. Dacă e să găsesc o justificare pentru acest gen de fotbal pe care FCSB l-a arătat în calitatea ei, totuși, de lider autoritar al și care avea un joc bun. Și care avea totuși un joc bun. Arătat un cred că faptul că are următoarele două meciuri acasă cu Botoșani și, practic, la București cu voluntari, sau, în fine, în zona capitalei cu voluntari, de unde, în mod logic, ar trebui să extrag, în mod logic, zic, 6 puncte, nu înseamnă că sunt bătec pe dinainte, dar dacă FCSB își regăsește fotbalul, poate să facă acest lucru. Probabil că la asta s-a gândit, că altfel tu ai altă explicație pentru care... Sau păi faptul nu, că... jucătorii cheie n-au jucat, Olaru și Coman, nu le-a ieșit azi mai nimic. A, crezi că Dauași cu Băluță nu, sunt jucătorii Băluță, cheie? Nu, sau... Băluță, alt jucător care n-a jucat astăzi, care e important. Ai, uite, vezi Băluță, timp. Vezi? Da. Băluță parcă dinamizează zona de atac. Era într-o formă bună. Da. Și atunci, normal, când nu-ți joacă cei mai importanți, jocul echipei, plus că știi care e problema? Vezi, atât de mult conduc mingea și lent, da. Și de-abia se mișcă. Și, adică aici, de asta e jocul ăsta. Se mișcă puțin în jurul celui care are mingea, să ceară, joacă din nu știu câte atingeri. Clujul a făcut o fază bună în repriza a doua, da. Cluj, dacă vă aduceți aminte, dintr-una. Uh-huh. Atunci când, Siraghi, când a scăpat în dreapta. Cu Târnovanul, da. Când l-a și lovit, da. Pe portar. Așa, când s-a lovit cu portarul. Da. Trebuie să vedem faza aia. Nu a fost nimic. Te gândești la penalti, tu, nu? Părerea mea că nimic n-a... Bă, s-o vedem, dar părerea mea că n-a fost nimic. Oh, a zis Gabi Bind, nu mai vedem. S-o vedem, da. Ștergeți-l, dumne, direct. Din arhivă. Din arhivă, din toate, nu cumva s-o vedem. Păi n-a fost nimic. Eu părerea mea că n-a fost nimic. Hai să vedem. Da. Spune și voi, dacă credeți că a fost ce... Uite, asta... Jucat din prima... Târnovanul pune un picior pe direcția de plasare? Nu. Târnovanul se oprește pe loc. Ce direcție de plasare? Nu, acolo, da, e forțat. Mie mi se pare forțat. Nici fault, okay, da? Dar nici, okay. Nici nimic. Nu. Ba, chiar de cât pe ce se accenteze acolo, nu știu. Tu ce zici? Se pare ceva? Fault în atac. Interesant. Târnovanul să-l ascultăm. Te felicit pentru rezultatul ăsta, că ai avut acea dublă paradă la penalti. Totuși sunt convins că, pe de altă parte, puțin cam puțin ce ați obținut în această seară. Care e opinia ta? Bună seara! Cred că nu doar pe mine trebuie să mă feliciți, cred că trebuie toată echipa, pentru că e al 4-lea meci din 5 din 2024 în care nu primim gol. Defensiv stăm foarte bine, în seara asta ne-a lipsit inspirația în fața porții să dăm gol și cu toate că am avut absenții destul de importante, zic eu, puteam câștiga. Cum privești lucrurile astea? Un punct totuși câștigat sau mai degrabă două pierdute, pentru că nu știu care partea paharului. Ținând cont de lupta la titlu, cred că sunt două puncte pierdute. Ținând cont de cum s-a jucat în seara aceasta, cred că ori e un punct câștigat, dar mai mult un rezultat echitabil. Ei au avut un penalti, noi am avut ocazii destul de mari, spun eu, dar în final cred că e ok cum s-a terminat. Vă afectează în vreun fel asta până la finalul sezonului regulat rezultatul ăsta sau... Din potrivă, sunteți încurajați de faptul că nu pierdeți aici și mai aveți 4 etape în care depindeți de voi. Cel mai important e că nu primim gol. Ofensiva câștigă meciuri, defensiva câștigă campionate, avem cele mai puține goluri primite, cele mai multe meciuri fără gol primit și cred că într-un final, dacă vom sta la fel defensiv, 100% vom marca și nu mi-e frică de absolut nimic și de nimeni. Și nu l-ai avut nici pe Daua astăzi în defensivă, cum ți s-a părut și fără el, nu i s-a simțit. Nu s-a văzut. Ovidiu a făcut un meci foarte bun. Da, a lipsit din motive personale, țin să-l felicit pentru copil. Ne-a lipsit și Pantea și am aflat înainte de meci că accidentare destul de nasoală ăsta câteva luni. Sper să revină de două ori mai puternic, Băluța la fel. Dar, important, cum am spus, că plecăm fără gol primit, mai adunăm un punct în clasament și trebuie să luptăm până la capăt. Ultima întrebare, ai știut un debat în istor sau te-ai dus după instinct? Am văzut că meciul trecut a bătut în stânga tare, acum nu știu, am gândit că schimbă, inspirație, feeling. Acolo am plecat și mă bucur că l-am apărat. Mulțumesc! Seara! Simpatic, Târnovanul ăsta, e ca un marș interviului. Facem, dregem, mergem înainte, stăm, nu mi-e frică de nimic. Foarte bine, ăsta este un spirit bun de... Deci a rezolvat-o, faza nu e nimic, ba chiar fault în atac, a zis Ilie, la Târnovanul.
Bine că nu s-a accentuat, eu asta spun. Bine că... Niciunul dintre ei. Niciunul dintre ei, dar Târnovanu cred că era mai impericol să accentuat. Târnovanu, expus. Da, mai expus. Da. Asta chiar... Nu că nu mai aveau nevoie, că sigur. Dar nu mai era bine să mai vedem încă un jucător cu o problemă de genul ăsta. Mai ales că la ei s-a întâmplat cu Pante. Să-l dăm pe Alexandru, să-l ascultăm. Să-l vedem, să-l ascultăm. 2, 1... Una și Târnovanu ceva mai devreme. Tu cum vezi acest rezultat după cum s-a jucat? Cred că este un rezultat echitabil, dar din păcate pentru noi un egal e cât o înfrângere. Ușor, ușor. În 2024 am început să pierdem din avans și e clar că este o problemă pentru noi, dar strângem rândurile și sunt sigur că ne vom asigura primul loc la intrarea în play-off cu un avantaj bun de puncte. Eficienți în apărare, dar parcă v-ați pierdut puțin din efervescența pe fază de atac. A părut așa că v-ați, cum se spune în fotbal, v-ați respectat prea mult adversarul. Nu, sunt momente și momente. Ne bucurăm totuși că avem cea mai bună apărare din Liga 1. Este important, după cum se și spune, apărările câștigă campionate. Dar lucrăm și avem jucători cu foarte, foarte mare calitate și este o chestiune de timp până o să începem din nou să marcăm 2-3 goluri la meci. Pierdeți totuși puncte și se micșorează acel avans, cum ai spus și tu. Ți-e teamă cumva să nu se întâmple ce s-a întâmplat și în sezoanele trecute, când voi erați în ipostaza cealaltă și ați ajuns să vă bateți pentru titlul în ultima etapă, acum să nu fie invers? Noi am fost conștienți de când aveam 11 puncte avans, știam că orice se poate întâmpla la înjumătățirea punctelor, știam că mai sunt foarte multe etape până la intrarea în play-off, nu am avut nicio secundă capul în ori și suntem pregătiți pentru orice s-ar întâmpla, cu orice puncte am intrat în play-off, acolo să se dea bătaia și sperăm până la intrarea în play-off să adunăm cât mai multe puncte, după care pe care, știți cum e. La cum vezi lucrurile, la cum luptă în trei la titlu, cu CFR și Rapid? Da, în momentul de față, da, clar, Rapidul și CFR-ul sunt două contracandidate serioase și de ce nu și Craiova și celelalte echipe care intră în play-off o să fie strâns pentru că se înjumătățesc punctele și fiecare meci o să fie ca o finală. Mulțumesc! Seara bună! Un egal cu o înfrângere, a spus Alexandru, de acord, Remus? De acord, și a fost corect. El a spus că în meciurile din acest an suntem mai slabi, nu reușim să ne impunem, să câștigăm. Sigur, a promis că ne revenim, facem, dregem. Dar a fost lucid, nu s-a bătut cu pumnii în piept. Uh-huh. E un semn că și el sau ei conștientizează că mai au probleme. Cu Sepsi au fost dominați, astăzi s-au chinuit, au avut și noroc. Da. E o echipă care are problemele ei, nu e indestructibilă, nu e imposibil de dat la o parte. Câștigă totuși în acest an. Adică au două meciuri egale. Atât, da. Au două meciuri egale. Trei victorii. Adică... Da, se chinuie să marcheze, e greu fără vârf. Cu farul acasă e greu și... Fără da, vârf. Asta e o discuție dacă pe care o să fals, o facem. Nu e Messi, e fals de tot acel nou. E pe fals. E pe fals. Messi, Totti, nu știu că l-am mai avut succes cu astfel de... Să-l ascultăm tocmai pe nou fals, Darius Solar. Da. Un 0-0 într-un meci în care parcă v-ați creat mai puține ocazii decât v-ați fi așteptat și ați fi vrut. Cum a fost? În seara, da, o partidă foarte dificilă. Știam că ne va aștepta un meci greu. Din păcate n-am reușit să marcăm și era clar că nu aveam cum să obținem vreun punct dacă n-am marcat. Vă afectează în vreun fel în lupta asta pentru titlu, totuși că pierdeți încă două puncte? Așa, da, dacă este calculat. Normal, încă două puncte pierdute, dar trebuie să mergem acasă, să știm că ne va aștepta un meci la fel de dificil și trebuie să obținem cele trei puncte. Par dezamăgit. N-am cum să fiu fericit dacă n-am câștigat. Normal că sunt dezamăgit, dar trebuie să ne ridicăm de mâine și să pregătim următorul meci. Mi s-a părut mie sau în prima repriză ai jucat vârf? Chiar dacă nu chiar vârf împins așa. Nu, n-am jucat neapărat vârf. Am pregătit la antrenament să coborâm mai mult între linii eu și Baba. Nu ne-a prea ieșit în prima repriză, dar totuși am avut câteva situații, n-am reușit să marcăm, acesta a fost meci. A părut puțin că v-ați și respectat prea mult adversarul. Am văzut că ați avut momente în care ați fost nevoiți să vă apărați sau e vorba și de calitatea lor? Da, Universitatea cred eu că au o echipă bună, joacă bine aici acasă. Cred că dacă aveau un teren mult mai bun calitativ, adică gazonul, cred că strângeau mult mai multe puncte
aici acasă. Atât am putut obține în această seară. Darius, în finalul acestei intervenții aș vrea să te întreb puțin și de faza din minutul 36, dacă nu mă înșel, am să-i rog pe colegii mei din CAR să dea drumul la fază. A fost aici în fază că l-au Tavi Popescu și am să te rog să te uiți, că mie mi s-a părut că e un contact acolo, doar să spui tu părerea, dacă ți se pare penalti sau nu aici. Nu știu, în timpul meciului mi s-a părut că a fost... vorbi despre faza asta? Sau? Mi s-a părut că a fost un contact, așteptam după decizia de la VAR, dar la cum a început meciul și la cum s-au fluierat cam toate faulturile, chiar că de arbitrajul cred nu că întrebat. Se putea da și aici. Hai să mai vedem o dată și... Uite, aici e adevărat că nu se vede, dar parcă e un contact. Dacă nu s-a dat acum, ce degeaba mai vorbim. Darius, mulțumesc! Mulțumesc! Asta este un nou produs, ca să spun, pe care încercăm să vi-l prezentăm, cu anumite faze litigioase, eventual, sau faze de joc, dar faze de joc sau mari combinații, mari scheme. Nu am avut neapărat test, dar mai sunt mai multe pe care o să le analizăm. Astea erau între ele. Vi s-a părut penalti? Mie nu. Ilie? Nu. 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 Se putea da, a zis Darius. Poate da orice. Ne-am convins de atâtea ori că se poate da. Asta o problemă. Plus că el spune, dacă nu ne-am creat faze și asta, nu puteam să obținem vreun punct. Da, a rămas cu senzația asta de eșec. Da. Nu, asta spune ceva. Sigur că i-a obținut un punct. Da. Dar spune ceva. Faptul că e o frustrare mare și cred, când ești pe o continuă și ai multe puncte avans, vrei să-ți menții, evident, acest ritm, acest troc și vezi că se mai topesc puncte. Da, și că Rapid tot câștigă, da. Ai meci direct în Giulești, în ultima etapă din sezonul regulat. Da. Numai că în continuare FCSB are, până la meciul direct, are program parcă lejer mai accesibil, mai bun. S-a văzut acum ultima reluare, dă pe lângă piciorul adversarului, deci nu-l atinge. Deci nu? Nu. Ilie, de ce FCSB nu a reușit? Cred că unul dintre cele mai slabe jocuri pe care am văzut. Nu mi se pare un joc slab pe ansamblu. Nu, slab la nivel de puțin productiv. Mie mi s-a vrut cel puțin 20-25 de minute din partea a doua jocului. Mi-a plăcut cum a intrat în joc FCSB-ul. Adică vorbim de pe construcție foarte bine, deci în prima zonă arăta foarte bine cu Ovidiu Popescu, fundaș central, care a adus un plus pe construcție. Urmă în zona a doua, la fel, șut cu Alexandru, au stat foarte bine în teren. Problema s-a pus în ultima treime, acolo nu au reușit cei mai importanti jucători. Ori joc între linii, ori să joace, să atace spațiu în profunzime, nu s-a infiltrat. Deci n-am văzut nicio acțiune ca cineva să infiltreze în spatele linii adverse. Vrei deci, să-l acolo... ascunzi pe Haralambus? Da, cu drag. Cu drag să-l ascult. That maybe it's not the most pleasant for you, but during the game your team seemed, I don't know, a bit defensive in some times, and I'm sure that you didn't want that. You wanted to dominate the game, but still it wasn't possible. Is it a fair result? First of all, I said before the game that we came here, we wanted to win the game. For sure, it was not the best result for us, but at the end of the game we keep the 1 point that might be important in the rest of the season. For sure, the league wouldn't finish today if we won or any result that came today. We keep the point and we continue. I'm pretty sure that for a coach it's very important that the team doesn't receive goals today. Great defensive without Dawa. It's important. I said before, when you asked me before the game, that it's very important to keep the zero that we kept. But unfortunately, to win the game, you have to score a goal. Today we didn't manage. In the first half, okay, we were not so good. In the second half, I believe we were a bit better. We could play more to keep the ball more, to move the opponent. But I said before that it was hard game. And we continue. A little bit more pressure after this result because the difference is smaller? I repeat that today, whatever result we came, you know, we'll not decide the championship. The championship is long. We are in the first position. This doesn't mean nothing. We still have many games. We go step by step. And this is how we see the rest of the season. Step by step.
You've made two changes at halftime. What do you think about the evolution of Anvi in the second half? I think the boys that went in, they went quite. They went in quite well. They both had good performance, and we are happy. We are happy because we are putting new players in the team that show that can help the team. Did you feel that in some moments maybe the team needed some clinical striker, some finishing? Because it seemed that sometimes everybody did their job perfectly, but still there at finishing there was some. It's not you know, after when we don't score in a game, you know, it's normal to ask me this kind of question, but. We don't see only one game. You see that these players that play today, in other games they scored, so we cannot just criticize for one game, you know? And I'm pretty sure that in the future we'll have goals and from these players that play today. One last question. Yeah. We have a possible red card in the 20th minute, if I remember that well. I invite you to look at this, because it seemed like, I don't know, maybe the yellow card was a little bit too little, and I want you to comment this. Do you think that's a red card here? Okay, in your opinion, no, of look, course. I don't like to speak about referees. Yeah. I respect the referees. I said many times, but for this situation especially, we had 1 week ago in the Baza. They came from the federation and they made, especially for this situation, they made to the players. A small seminar, so they may show. I don't want to speak. I'm not the right but guy to speak. But in your opinion, should be a red card. What they showed us in the seminar, normally it is, but it's not my job. It's not my job. Thank you. Okay, thank you. Thank you, Mr. Interesant ce spune Harlambus, uite, că există cu acest nou produs, există și dezvăluiri. Că acum o săptămână, spuneau, au venit de la federație, cea federație, în cantonament, la baza lor, din Berceni, și ne-au arătat genul ăsta de situații, spuneau, care se sancționează cu cartonaș roșu. Da. Vi se pare cartonaș roșu? Mie da. Da? Ilie? Gabi? Eu am zis la pauză că trebuie să se oprească odată cu loviturile cu cotul, indiferent că e mai puternică sau că doar l-a atins sau l-a împins sau nu știu ce. Roșu? Nu. Roșu. Da. Ilie? Amândouă. Este o lovire cu brațul. Da. Nu știu de intensitate. Îi dă cu cotul, uite. Da. Nu știu de ce l-ajută pe el în săritură, dacă nu vrea să lovească, de ce l-ajută? Da. Lovirea. Asta nu e mișcare să te folosești de braț. Asta e mișcare să lovești adversarul. Da, el are cu cotul nasul adversarului. E adevărat că e de intensitate. Asta e o mișcare. Da. Este. Deci lovește în momentul în care are niciun fel de... Întotdeauna uitați-vă la celălalt braț. Celălalt braț nu este la nivelul celui da, care nu este. Să spun că nu este. Brațul asta ți arată că... Nu, brațul să lovesc. E arma lui. Vreau să lovesc. Poți să te ajuți să sări, ca să, eu știu, să protejezi. Să te protejezi, dar nu lovești. Nu e regulă. În momentul în care lovești, e intenție. Deci, roșu, ziceți bine, eu în Crăciun o să vină mâine, o să analizeze aceste faze, dar da, așa pare. Se l-a stâmpit pe Nistor. Bătut foarte, foarte prost, iar a doua oară am fost prelaxat și probabil de-aia am avut acea execuție în par. Ne-a spus de rău că am ratat. La fotbal se mai întâmplă. Important este că nu am pierdut. Asta este viața și în alte rânduri am dat și am dat gol. Asta este. Un 0-0 totuși cu liderul campionatului, care nici nu primise niciun gol din acțiune de vreo 6 meciuri, adică poate fi privită și partea bună a lucrurilor. Până la urmă le-ați luat... I-ați încurcat și în tur și în retur, ca să zic așa. Da, dar mi-aș fi dorit foarte mult să înscriu la acea fază și cu siguranță. Probabil o să... Cursul jocului era altul, poate mai prindeam un contraatac sau ceva și mă ajuram scurt. Din păcate n-am putut să reușesc la acea fază. V-am zis, până la urmă este bun și acest punct, decât nimic. Dacă făceam egalurile care trebuia să le facem acasă și am avut destul de multe meciuri care le-am pierdut, practic acasă nu prea reușim să câștigăm. Dar sperăm ca pe viitor să facem acest lucru. Ți s-a părut totuși că în anumite momente, nu știu, nu va ieși jocul, pentru că au fost momente moarte și la voi și la ei, adică puțin așa, nu știu, n-aș spune temători, prudenți, cred că ăsta e cel mai bun cuvânt, aveți dreptate, cred eu că a fost un joc de luptă, un joc de uzură și practic n-au fost foarte mari ocazii nici o parte, nici cealaltă, cred eu că
rezultatul este echitabil, chiar dacă nu a ratat un penalti și fiecare echipă câștigă câte un punct. Nane, care e atmosfera în vestiar? Pentru că mai în glumă, mai în serios a fost și episodul ăla. S-a glumit că te-ai certat cu Kipciu, că până la urmă a intrat și Neluțu Sabu și v-a certat. El când vine la flash-uri e foarte calm, dar cred că în vestiar mai și ridică puțin tonul. Nu, cum sunteți acum, în momentul ăsta? Suntem, vă dați seama că suntem supărați, mai ales eu, în primul rând, că am ratat acel penalti. Poate în seara asta nici nu o să dorm. Dar nu a existat niciodată certuri în vestiar. Suntem, cred, o familie destul de unită. Mister e ok, ne mai ceartele pe interviuri, dar cred eu că sunt lucruri normale și așa trebuie să fac un antrenor, pentru că nu poate să ne laude tot timpul când joci prost, normal că te ceartă, că e un lucru normal. Dar sper că de la meciurile viitoare să acumulăm mai multe puncte. O ultimă întrebare, încă 4 etape rămase din sezonul regulat, făceam o socoteală, sunt vreo 6 echipe pe ultimul loc, la locul 6. Președintele vostru a și anunțat înainte de meci că i-ar plăcea foarte mult să fiți în play-off, chiar dacă obiectivul oficial nu e acesta, și mă uitam și pe program. Chiar aveți șanse? Avem șanse, dar mai sunt 4 meciuri foarte grele și, după câte știți și dumneavoastră, obiectivul nostru sunt locurile 7-9, dar nu neg acest lucru că ne vom lupta până în ultima etapă pentru a intra în play-off. Mulțumesc! Cu drag! Prima oară am dat prost. După, în schimb, m-am relaxat a doua oară, în contraparte. Ilie, păi, vrei să... Cum să te relaxezi după ce ratezi? Când trebuie să fii mai concentrat. În momentul ăla să repari ce ai greșit. Ilie, te rog. Vreau să discut că totul a funcționat în prima zonă, a doua... Unde? Despre ce? Despre FCSB? Da, da. Așa. Da. Nu, că poate nu mai țin o minte distinși telespectatori. Da, FCSB. Asta spuneam, că în prima zonă a venit cu Ovidiu Popescu, fundaș central, și lucrurile au stat foarte bine și pe faza defensivă echipa a suferit. Pe urmă, în linia de mijloc, șut cu Lisandru, la fel, au făcut conexiune între compartimente foarte bine, plus că au avut o posesie superioară, au controlat jocul. Da. În treimea adversă, lucrurile au fost complicate. Coman, cine n-a funcționat? Coman nu s-a ridicat la un nivel foarte bun, Olaru destul de, cum să spun eu, discret. Octavian Popescu? Asta, fără reușite. Foarte greu, foarte greu să aduci un plus pe faza ofensivă. Dacă ai dat o notă în linii de atac, acela FCSB care ar fi? 6. Cu un vârf normal ar fi fost altceva în astfel de meciuri, când adversarul se apără jos. Până acum o să te rog să răspunzi după o pauză. Te rog, okay. Cum vi s-a părut Nana Antui? Antui, cred. Pentru debut, pentru postul de fundaș, dreapta, cu o tehnică superioară, cu o viteză foarte bună. Are calități, se vede pe el că are calități atletice și tehnice, dar e puțin, adică trebuie să-l vedem. Bun, o să mai continuăm să vorbim eventual despre el după ce ascultăm pe Sabo. Amăgire după acest rezultat. După față, da. Da. Ce să zic, vreau să le mulțumesc fanilor noștri, suporterilor care, într-adevăr, și astăzi au venit într-un număr extraordinar să ne susțină. Asta înseamnă cât de mult iubesc și îi doresc binele acestei echipe. Sunt felicit jucătorii pentru că s-au dăruit. Și-au dorit foarte mult, au alergat, s-au bătut pentru fiecare minge. Este adevărat că la capitolul calitate încă suferim, încă sunt decizii în zona careu luate greșit, lipsă de curaj, greșeli foarte, așa, fără să fie forțate acele greșeli, de multe ori fără să fim, să ne facă pressing, am dat mingea adversarului. Da, până la urmă, un punct important pentru noi, dar pe mine mă preocupă, sigur, jocul, mă preocupă starea lor, vreau o mai mare implicare a lor din punctul ăsta de vedere, mental, fizic, să-și dorească mai mult, pentru că pot mai mult, au demonstrat că pot mai mult și în momentul de față nu este cum ar trebui să fie. Ați simțit în anumite momente ale jocului că unii jucători nu au ieșit din zona lor de confort, adică, și cum am spus eu mai devreme, și-au respectat poate prea mult adversarii și le-a fost teamă să nu piardă, să nu riște? Ai lipsa de încredere, cred că și în momentul de față. Venim după o perioadă, sigur, excepție făcând jocul de la Craiova, 30 de minute, cam atât. Perioada în care am acumulat foarte puține puncte, am pierdut meciuri foarte ușor, numai că le-am pierdut, nici nu am arătat bine. Deci e clar că există oarecare presiune, oarecare îngrijorare,
să găsim soluții, lipsa de încredere. Da. Nu că azi era un joc, un adversar care, părerea mea, acum am tot respectul pentru ce se întâmplă la FCSB, cum joacă, jucători tineri, da. Dacă aveam mai mult curaj, astăzi trebuia să câștigăm, adică trebuia să ne facem meciul mai ușor. Urmează încă 4 etape decisive, e un clasament foarte strâns acolo, sunt vreo 5 sau 6 echipe despărțite de doar 2-3 puncte. Mă uitam pe program, așa la prima vedere pare unul dintre cele mai ușoare dintre toate celelalte. Pe de altă parte, echipa dumneavoastră a pierdut cel mai multe puncte cu echipele clasate de sub, deci nu știu cum e mai bine. Dacă, sigur, ca și încredere, ca și joc, vom arăta altfel, sigur, și cu Sep, și cred că putem să ne batem de la egal la egal. Dar avem mult de lucrat, avem mult de... Vedem și mâine discuția care o să avem, analiza pe care o facem, pentru că, sigur, sunt multe lucruri care mă mulțumesc, au toată aprecierea, toată susținerea mea, dar sunt și lucruri care trebuie spuse și trebuie rezolvate. În ce privește implicarea mai multor jucători, ritmul care trebuie să-l aibă atunci când intră, devotamentul care trebuie să-l arate pentru club, pentru cei care îi plătesc, o altă stare de spirit trebuie să ai și să fii mult mai responsabil. Președintele clubului a anunțat înainte de meci că și-ar dori foarte mult să fie în play-off. E prima dată când l-am auzit, pentru că până acum știam că obiectivul e locurile 7-9. Știu că n-a fost o perioadă chiar foarte liniștită după înfrângerea cu UTA. Cum sunt lucrurile acum și dacă... Nu știu, vă responsabilizează și mai jocul, mult aceasta. Trebuie să rezolvăm jocul, ritmul și încrederea în noi. Și jucătorii să înțeleagă că nu putem să... Suntem, le-am spus de fiecare dată, sunt jucători care au calitate, au valoare, sunt jucători de play-off, dar sigur, nu așa. Adică trebuie să și demonstrezi când intri în teren, făcând diferența, jucând fotbal până la urmă. Să nu joci cu teamă, adică nu-ți asumi în anumite momente de joc, mai ales la ultima pasă, să finalizezi, să faci un dribbling. Să înseamnă că ești jucător valoros, înseamnă că ai calitate, că ai personalitate în joc. Și vreau să văd lucrul ăsta, pentru că le dau această libertate, încurajez tot timpul să facă. Da. Sigur, cred că un aspect foarte, foarte important la care m-am gândit e, sigur, lipsa de rezultate și lipsa de încredere. Aici aduce până la urmă teama de a nu greși. Sigur, joci cu FCSB, vine lumea la stadion, dar îți lipsește încrederea în momentul de față. Cred eu că de acolo trebuie să plecăm când analizăm echipa noastră. Domnule Sabo, începând din această etapă, încercăm să vă arătăm și așa câteva faze controversate. Noi am găsit o fază, un posibil cartonaș roșu la Tavi Popescu, dacă nu mă șel, era chiar înainte de finalul primei reprize, cred că prin minutul 42, sper să nu mă înșel. Și vreau să comentați dacă vi se pare că aici trebuia eliminat Tavi Popescu. Din ce credeți dumneavoastră? Eu zic că la astfel de contacte, la astfel de... Eu cred că e fotbal, e contact. Sigur că pentru mine ar fi fost un avantaj. Dar nu dau, e contact, e fotbal până la urmă. La noi foarte, am văzut și în ultimele meciuri niște penaltiuri date, că atingi un jucător, te uiți să găsești dacă cumva nu există un contact ca să dai. Mi se pare, lăsat jocul ăsta să fie liber, să joace fotbal, să mai pun mâna, să-l împing. Sigur, nu să dau cu cotul, acum nu asta vreau să încurajez. Dar faptul că mai protejez, mă întorc, nu mi se pare... O declarație plină de fair play. Felicitări. Așa o văd eu, că am fost jucător și tot timpul foloseam brațele, mă întorceam, dar nu, sigur să lovesc pe cineva intenționat. Da? Nu folosim și nu încurajăm duelurile unul la unul. Atunci unde mai e fotbal? Unde... Mulțumesc! Okay.